Caz șocant la Ungheni. O tânără cu probleme psihice a fost găsită de vecini încuiată în locuința care nu se încălzea. Vecinii au chemat medicii, care au constatat că tânăra era în stare de hipotermie. Alți doi bărbați au căzut pradă temperaturilor scăzute și riscă să rămână fără picioare din cauza degerăturilor. Mariana Gasnaș vine cu amănunte despre victimele gerului. Gerul face victime la Ungheni. Doi bărbați cu vârste de peste 50 de ani nu au un loc de trai permanent. Ei au venit la spital cu degerături grave la picioare. Un alt caz ieșit din comun este cel al unei tinere cu handicap fizic și mental în vârstă de 25 de ani. Fata a fost găsită de vecini încuiată în locuința care nu se încălzea. Tânăra se afla în stare de hipotermie. Vorba de două persoane din regiunea Cornești, bărbați care au venit cu degerături la picioare. Și un caz, o fetiță cu handicap fizic și mental, care a fost închisă într-o locuință, pusă la cată, au găsit-o vecinii, s-a chemat salvarea și la moment aceste persoane se află în spital. Cu fetița e bine. Potrivit medicilor, degerăturile pe care le au cei doi bărbați sunt grave. Medicii au fost nevoiți să amputeze picioarele unuia dintre ei. O persoană a fost supusă intervenției chirurgicale cu amputare de picioare și alta cam tot aceeași soartă așteaptă, deoarece trebuie necesar de un termen anumit până să formează semnele că noi putem să operăm. Potrivit prognozelor meteo, gerurile se vor menține și în următoarele zile. Medicii recomandă oamenilor să fie cât mai prudenți atunci când se expun la ger. Fiecare persoană să fie bine îmbrăcată, cu haine de țesături naturale, comode, încălțăminte de asemenea comodă, să nu fie umedă, să consume cât mai mult ceaiuri calde, fierbinți. Să alimenteze normal. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de cod roșu de ger pentru zilele de odihnă. Astfel, pe 11 și 12 februarie, în unele raioane din nordul Republicii, temperatura minimă a aerului noaptea va înregistra valori de până la -30-31 de grade Celsius.